Stimați-le spectatori, bine ați venit în studioul nostru. Astăzi avem un musafir cu totul și cu totul special. Vă spun mai întâi dumneavoastră, bine ați venit în studioul nostru și apoi ne adresăm și doamnei scriitoare Ioana Diaconescu. Bună care ziua. Și-a găsit timp pentru a călca pragul acestei emisiuni. Doamna Diaconescu, bine ați venit în studio, parcă s-a luminat, cred că trebuie să mai stingem din becurile pe care le avem, din farurile astea puternice. Mulțumesc, mă flatați, bine v-am găsit, cu bucurie. Bine v-am găsit. Spectatori, așa cum dumneavoastră probabil știți, Ioana Diaconescu este o scriitoare consacrată, o poetesă care a publicat un număr însemnat de volume, este prezentă în paginile revistelor. O să vorbim puțin despre activitatea domniei sale. Motivul imediat pentru care am invitat-o și am insistat, pentru că nu voia să vină fiind foarte ocupată, foarte prinsă cu tot felul de activități, este faptul că Ioana Diaconescu este prezentă acum la Iași în cadrul festivităților de sărbătorire a revistei Convorbiri Literare. S-au acordat niște premii, iar doamna Ioana Diaconescu este laureată a premiului de anul acesta pentru opera Omnia la revista Convorbiri Literare. Cum ați primit acest premiu, doamnă? Cu uimire, dar pe de altă parte, uimire capătă, cred eu, acela care are o muncă atât de asiduă asupra profesiei și vocației sale de-a lungul vieții, încât nu bagă de seamă că a ajuns la o, să zicem, dacă a fost bine primit de public și de oamenii de specialitate, sigur că a ajuns la, probabil, la o sumă după care merită trasă o linie și văzut dacă personajul respectiv este pentru a fi premiat în privința operei sale. Operă, pot să spun, după peste 50 de ani de scris. Deci eu am primit-o cu uimire pentru că revin asupra faptului că nu mi-am dat seama când a trecut timpul. Rămâi la un moment dat într-un timp, înaintea timpului pe care îl trăiești, pentru că ești la masa de lucru dacă ai această pasiune în special. Ești la masa de lucru aproape tot timpul. Dar eu am să vă spun ce cred eu despre opera Omnia. Nu e așa cum se spune uneori, vai cum, dacă am luat opera Omnia înseamnă că mă socotești că am încheiat. Nu! Pentru opera Omnia înseamnă că scriitorul acela este premiat în măsura în care opera lui este viabilă. Nu înseamnă o linie, am tras linie și de aici nu mai pășesc mai departe. Înseamnă că acela are o perspectivă, nu înseamnă că nu are o perspectivă și cât trăim și putem continua, mai merge mai departe. Deci opera Omnia înseamnă pentru tot ce ai scris, meriți acest premiu. Vreau să explic pentru că de multe ori se întristează cei care iau acest premiu, dar e un prilej de bucurie pentru că înseamnă că ești apreciat în toate lucrurile pe care le-ai făcut. Aș face o observație și cred că e utilă și trebuie să o facem în legătură cu faptul că nu duceți lipsă de premii. Anul trecut v-a premiat tot Cronic, tot Convorbirile. Da. Da? Dar încă din debutul dumneavoastră, din începuturile dumneavoastră, iată, premiul am spicuit câteva, pentru că sunt foarte multe, nici nu le putem cita pe toate. Nici nu trebuie, da. Dar am reținut premiul Perpesicius pentru editarea lui Emil Bota, pentru că trebuie să avertizăm telespectatorii că Ioana Diaconescu are o activitate complexă. Este un intelectual și un scriitor complex în același timp. Nu scrie pur și simplu poezie. Are intervenții în presa literară, în Luceafărul, în Contemporanul, a avut în România literară și încă, iată, și în Convorbiri mai ales. Este practic abonată la o pagină, la un spațiu în Convorbiri. Abonată după literare, solicitări. Fără îndoială.
dar are premiul Asociației Scriitorilor din București. Da. Are premiul pentru Cartea Anului, pentru Nusakan, o ultimă carte de versuri. Da. Are premiul Șerban Voiculescu. Da. Un premiu pentru cartea despre Marin Preda în legătură cu activitatea. E un premiu, acela e premiul Muzeului Național de Literatură, un premiu foarte important. Pentru că se și dă o celelalte, aș sublinia da. Eu, sunt premii importante. Dar asta se dă o singură dată, e ca un fel de premiu al Academiei. Pentru că Muzeul de Literatură Română din București s-a dezvoltat într-o măsură încât are o aură, să zicem, de mai nobilă factură. Și premiul Șerban Cioculescu mă onorează pentru că a fost profesorul meu. A fost unul din profesorii mei, da. Doamna Diaconescu, m-aș întoarce puțin și la, sigur, Opera Omnia, dar în ce constă Opera Omnia? Nenumărate volume de poezie, de diverse special, facturi, în special de poezie, dar în special de poezie. Și aș reține volumul de debut, volumul de fapt debutul în poezie, s-a făcut în revista Contemporanul, în 1965, doi ani, v-am citit CV-urile. Eram o fetiță, da. Da, la 20 de ani aproape. Nu, n-aveam vreo 16-17, da. 16 ani. După numai 2 ani, în 1967, iată, furam trandafiri. Volumul. Da, volumul de debut. Trandafiri. Da. Nu, vă temească, o să rețină spectatorii ideea că erați o hoață de trandafiri. Nu mă temeam deloc, am spus-o din tot sufletul că așa era. Trandafiri, fără îndoială, este o metaforă foarte frumoasă care stă la baza acestui volum. Dar mai putem cita Jumătate Zeu, Adagio, Taina, Amiaza, Ceata. Astea sunt până în 30 de ani. Poetica, Vârteajul și Lumea, Amintiri neverosimile, Dumnezeul și Destinul Lui, iertare. Așa, Uranus, Herb și încă alte volume care au apărut după aceea, dar acestea sunt volumele de versuri. Da, astea sunt de versuri. Special dumneavoastră în categoriile care se realizează profesionale, doriți să fiți reținută la capitolul poeți. Da? Eu vă spun drept, nu doresc nimic pentru, doar ați făcut și publicistică, literară, să știți culturală. Că am făcut și n-am publicat în cărți, dar am foarte mare, am foarte multe colaborări de publicistică literară, în special în revistele literare, în revistele de cultură, încă de la pe la 20 ceva de ani am făcut mereu, iar de acum de vreo cel puțin 10 ani am rubrici permanente cu istorie cu fișe de istorie literară noi din arhiva în care am intrat în anul 2000 și am dus mai departe viața și opera prin documente noi, viața și opera marilor scriitori din români, care meritau să fie cunoscuți și pe mai departe decât se oprise la un moment dat cunoașterea lor, că nu mai erau alte documente. Acum am avut cum, da. Avem o poetesă în studio, ce poate fi mai frumos și mai tentant decât să încercăm o poezie de Ioana Diaconescu. Da, și mi-aș permite să citesc eu una din poeziile noastre care n-a apărut încă, este pregătită pentru revista Luceafărul și se cheamă Un refugiu, după care continuăm discuția. Da. Da. Și pe aia o să citiți și dumneavoastră, dacă o să binevoiți. Cum doriți dumneavoastră. Iată ce spune Ioana Diaconescu despre refugiul său. Privesc o lume care se stinge, liniștea asupra mea cu încetinitorul, în eterna pace, în aburii de sidef ai depărtărilor. Mă prinde în arc de cerc, în curcubeu, în grădină, îmi sângerează mâna, în zimții prezentului asupritor, își leagă capcanele de alte straturi de ozon în care să mai pot respira, o respirație artificială, o bătaie a inimii prinsă electric în fulgerul globular intrat pe fereastra deschisă a cerului, o supapă, o trapă în acoperiș, o încăpere în podul cu trecutul în care se mai poate trăi. De ce vreți să vă refugiați?
De ce căutați acest refugiu, doamna Diaconică? Prima parte e vorba de respirația artificială în lumea care ne asuprește prin aceste artificii de chiar de aer, aerul care nu mai e cel care era. Masca pe figură. Masca pe figură și așa mai departe, dar în primul rând componența, lipsa de libertate a respirației într-un aer curat, pur. Da. Și atunci reîntoarcerea sau refugiul în podul cu trecut, pentru că în trecut eu am trăit într-o grădină. Este acolo podul bunicii? Sau? Da. Bunicii. Este podul bunicilor din grădina aceea în care am copilărit și am trăit chiar aproape de adolescență și unde, acolo într-adevăr a fost, erau și trandafirii, acolo am furat. Acolo a fost Edenul. Acolo a fost Edenul, dar era aerul de care vorbim. E o metaforă, mai bine zis, o aerul respirabil. Și eu mă duceam de multe ori, chiar mă duceam în pod în care erau o mulțime de colecții, de literatură din trecut, chiar era și din zburător. Un real refugiu față un real de lumea concretă refugiu, și dar reală. Și puteai să și respiri când stăteai jumătate de zi în grădină și respirai. Acum nu mai ai unde. Deci aceasta este, că eu nu fug de nimic, chiar orice ne-e dat împreună. Nu? Așa. Deși la un moment dat, spuneți așa de frumos într-o altă poezie, s-a ascuns cineva sub chipul meu. Fugiți de dumneavoastră, doamna Diaconescu? Asta este o... Că s-a ascuns cineva sub chipul meu e cineva care, nu de care fug, care este pentru a-mi influența un alter ego. poate el îmi spune ce să fac. Dar nu-i port tranchiuna, adică nu mă gândesc cu neplăcere sau să fug de el. Dar trebuie să spun adevărul, eu sunt pentru adevăr. Este cineva, eu mai spuneam o dată că fiind prietenă cu Ana Blandiana, am avut la un moment dat un punct de vedere comun, să vedeți. Ea îmi spune într-o zi, nu e așa că tu când scrii, îți iese un cuvânt care nu înseamnă nimic? Uite, de exemplu, zic sigur că da, de multe ori nu recunosc, nu înțeleg cuvântul ăla scris de mine. Zice și eu la fel și asta înseamnă că nu noi scriem, este cineva care intră în există noi. Există senzația aceasta la autor. Pentru că după ce am încheiat... Se pare că cineva te stăpânește, îți dictează și îți spune ce trebuie să scrie. Și îmi dă o stare. După aceea, după ce termin, starea aia s-a încheiat și acela a plecat. Deci e vorba de acea problemă că cineva e sub chipul meu. Da. Doamnă, aveți deseori întâlniri cu acest personaj care se ascunde sub chipul dumneavoastră? Păi am de mult. Aveți pace cu el sau aveți discuții? Nu, am pace. Am pace, niciodată n-am decât pace și încă mai mult, uneori mă induce în eroare în ce fel. În timp ce este în sub chipul meu, să zicem, și scriu, eu am o stare de euforie, așa încât după ce am încheiat, o transpunere când citesc, în altă lume. Da, și mi se pare, și atunci apare și alter ego. Da, și mie mi se pare atunci, imediat după ce am încheiat, că am scris niște lucruri extraordinare. Dacă las caietul și îl deschid peste o lună și devin lucidă și alter ego e plecat prin alte părți, zic, vai de mine, și lucrez pe text, că nu mai îmi place așa de mult ca prima dată. Deci, acel alter ego mă influențează în mod pozitiv, asta spun eu. Dar nu-mi produce decât lucruri bune, stări bune, chiar dacă uneori ele nu sunt reale. Dar nu am avut niciodată ceartă cu el. Niciodată. Nu vă contraziceți. Niciodată. Pentru că mulți dintre scriitori au asemenea întâlniri, dar scandaloase de-a dreptul. Să fie sănătoși. Eu sunt foarte ascult. Este această bună înțelegere, acest calm, această armonie. Da. Chiar eu sunt foarte ascultătoare, așa, ca și cum ar fi un stăpân care îmi spune nu poți să faci decât asta. Dar eu nici nu vreau să fac altceva decât ceea ce fac de peste 50 de ani. Foarte interesantă discuția cu dumneavoastră. Dar am mai găsit în poezia dumneavoastră chiar o poezie care se cheamă chiar așa, dar mă interesează și noțiunea. Da. Anima mea. Anima mea, da. Care s-ar traduce din latinește în sufletul meu. Sufletul meu.
Ce diferență este? Care este raportul între anima mea și acest alter ego care vă visidează, care vă obsedează? E foarte bună. Vă și terorizează acest alter ego? Nu simt teroarea, că mie face plăcere. Dar vă mulțumesc pentru întrebare, pentru că iată ce legătură este. De ce nu spun sufletul meu și spun anima mea? Pentru că anima înseamnă animat. Și animat are valențe. Anima, o anumită subtilitate. Și cel care este cel care mă animă, nu numai care îmi dă sensibilitate. Și atunci nu-i spun... Este o ambiguitate, dacă vreți, că este și sufletul, este interioritatea, dar este și animația pe care suflul mi-o dă. Acela vital, suflul vital care pe care mi-o menține dă. O satura. Da. Și de multe ori mă gândesc, să știți, în ultimul timp, și eram destul de îngrijorată, că eu depind de această făptură, ființă, nu știu cum să-i spun, mult mai mult decât credeam, că în afară de lucrarea scrisului, el a intervenit, s-a introdus treptat în viața mea, în toate unghierele. Da. Și am zis, stai, că eu ceea ce fac îi sunt datoare pentru ceea ce este, dar eu nu glumesc acum când vă spun, eu sunt un om foarte lucid, dar sunt conștientă că îmi atrage cineva atenția mereu sau ceva spre bine, spre calm, spre pacea universală, cum zic eu. Mie îmi place, nu-mi place cearta, nu-mi place, de aia spun, m-am supus acestui alter ego pentru că nu m-a învățat niciodată de rău. Există o duplicitate în această dedublare, fără îndoială? Da, sigur că da, dar e de bun augur, adică el nu-mi spune... Faci bine, ia fă așa mai așa. Da, da. Nu, el dimpotrivă, chiar dacă are impresia că eu aș avea tentația măcar să fac, știți, am senzația de o viață întreagă de aducere la lucrurile care sunt pozitive în sensul conviețuirii cu semenii, cu acceptarea umanității, cu viața, pentru că viața nu ți-o iei. Universul e, asta ți este dat. Ce poți să schimbi universul? Poți să schimbi viața? Nu poți. Și atunci dacă ești tot timpul contra și arăți, sigur că până la urmă poezia e un act de insurgență, e puțin contra lumilor materiale, dar este în același timp o dedublare, ce spuneați dumneavoastră, o făptură care, un alter ego care zice, da, așa e, dar eu îți arăt asta, fă asta și eu fac. Ioana Diaconescu, dacă avem în vedere personalitatea propriu-zisă, această fizică și reală, dacă avem în vedere această dedublare, acest personaj pe care l-am numit noi astăzi un alter ego. Alter ego, da. Deci este, cred, mai mult decât un alter ego. Mai mult. Este o entitate dominantă și, și de bun augur. De bun augur. Dar vorbeam și de anima mea. Vorbim aici de un triumvirat? Nu. Stați că mi-a venit acum o idee, o explicație. Pentru care... asta sunt emisiunile și întrebările, ca să suscităm... Deci acela este, să zicem, alter ego, un fel de altă entitate, să zicem. Da. Dar anima este... Este o parte componentă. Este o mișcare, deci este o trăsătură, dacă vreți. O mișcare. Anima înseamnă... mișcarea, deci eu nu stau așa. Eu scriu, eu mă gândesc, eu respir, eu dorm, eu merg. Asta este, deci animația este tot al acelei ființe. Tot el, deci tot acea ființă mi-o transmite, mă hrănește. Este o, pentru că e o ființă tot puternică, eu nu îndrăznesc să mă gândesc la providență, că ar fi prea mult, că providența nu stă atât de mult pe mine. Dar este o ființă foarte puternică și foarte, poate cu multe valențe. Trimis, poate este un trimis, dacă acceptăm. Este uneori ideea religioasă și dar, e bine să o acceptăm. Dar eu sunt, cum să spune, smerită, că așa e bine și nu mi-o iau în cap să zic uite cum, știți, vreau să înțelegeți asta, dar pe de altă parte poate fi așa ceva, pentru că din orice unghi ar fi, că revenind la anima,
anima, animație, suflarea vieții pe care zicem a dat-o Dumnezeu, da? Suflarea și mișcarea, duhul acela pe care l-a sădit în noi prin această și prin acest alter ego, e o componentă al aceleiași făpturi. Deci nu e altcineva. Da, da. Are diverse denumiri, diverse și diverse componente. Ipostaze. Ipostaze, da. Da. Da, da. Da, sigur. Doamna Diaconescu, mă faceți curios. Da. Haideți să mai citim o poezie. Da. De data aceasta vă rog pe dumneavoastră. Sigur. Ia uitați cum vorbeam, prima poezie cheamă În nevăzut, deci vorbeam de lup și lupul la ușă. Cine a spus că sunt sau că nu sunt? Acestea nu se pot dovedi până când sufletul nu-mi va ieși de tot în calea vederii voastre, fără vedere și fără credință. Iată-mă slujitoarea în nevăzut a unui altar abia conturat în calea necredinței voastre, cât și azima de-ar fi să vă umple gurile, tot nu ați crede că ea v-a fost sortită într-o mântuire, și vinul luat câte o înghițitură va fi uimire pentru voi care beți și mâncați trupul trupurilor golit de carne. Faceți aceasta într-o mântuirea voastră, faceți aceasta chiar fără de credință în amintirea mea. Maica, aș fi vrut să aplaud, dar las telespectatorii să se manifeste. Dacă le place, da. Să se, cu siguranță că da. Da, da. Se vorbește în critica literară care v-a urmărit atent evoluția, așa am văzut da, texte. Da, și mă urmărește și acum. Texte da. Foarte frumoase despre travestiul liric. Da. În ce constă acest travesti liric? Bine, se vorbește și de arta comunicării și de dorința de comunicare, se mai vorbește sigur de amprenta singurătății. Da, ați surprins exact cele trei componente esențiale ale poeziei mele, dar arta travestiului de care se vorbește e reală în sensul în care am vorbit oarecum până acum. Deci mă arăt în poezie până la un moment dat, și mai târziu, și, dar până la un moment dat, mă arăt în poezie sub alte haine, înfățișări și peisaje. Și mă surprind în componentele înconjurătoare, ca și cum poetul, deci și fizic, și să zicem componenta psihică se descompun și se aranjează în regnurile respective. Deci despre asta e vorba. Sigur că se poate numi se recompune. Se recompune, dar în altă arată, e ca și cum te întâlni cu cineva care îți vorbește ca cineva cunoscut, zice, domne, ăsta nu e acela, nu că nu arată așa. Da, deci cam asta e. Stări se recompune de spirit și chiar da. Fizic cumva diferite, da, stări da. Diferite. Eu am și mi-am dat seama mai târziu după câteva cărți, acest lucru l-am făcut în mod în subconștientul meu, dar conștientizând că vreau să fac aceasta. Și probabil că iară spun asta, nu e cum să spun, nu mi-am impus eu așa ceva. Ceva sau cineva mi-a aranjat acest drum în acest fel. Și s-a vorbit mai târziu. Și acel e om care vă domină, da, și vă dirigează. Da, da. S-a vorbit exprimarea artistică. Mai târziu s-a vorbit despre că sunt poetă expresionistă. Tot cam asta este. Că lumea recompusă, am recompus o lume care nu seamănă cu lumea reală. Dar e o lume pe care eu o fac și în care sunt în diverse moduri în care apar eu sau personajele lumii mele în paralel. Vreau să vă întreb ceva.
Orice întrebați. Pentru ca să scap de singurătate. Da, nu, dar nu vreau să... Te poți spăla de ea? Cine vrea? Știți, eu fac o diferență... De ce? Întrebarea nu e formulată întâmplător. Știu, știu. Pentru că la un moment dat spuneți, fața își spală singurătatea cu zăpadă. Cu zăpadă. Asta din poeziile mele din tinerețe. Am să vă spun ceva. Eu fac, vă răspund așa, eu fac diferența între singurătate, care are o componentă melancolică, și solitudine. Solitudinea, da, e un lucru extraordinar, pentru că tu ți-o alegi, ești un tip solitar care vrei să intri în această solitudine pentru a-ți atinge niște țeluri spirituale, pentru că fără solitudine nu poți. Singurătatea nu ți-o alegi tu. Ea vine când poate nu ai nevoie de ea. Ei, aici e o poezie de tinerețe, poezică. Era motivul ăsta al singurătății în mai multe cărți când eram foarte tânără, legat de existența, chiar de existența mea fizică. Pentru că erau, e adevărat că prea puțin m-au copleșit vremurile acelea în care am avut suferințe împreună cu întreaga familie, și eram nevoită să accept de foarte tânără, la o vârstă la care copiii nu acceptă singurătatea, să fiu în singurătate. Și atunci mi-a ieșit această poezie în care mă plângeam cumva. Și într-una îmi spăl fața cu zăpadă. Cu zăpadă. Că zăpada e albă și purifică și curăță. Da. Ioana Diaconescu. Da. Faceți diferență între singurătate și singularitate? Sigur că da. Cum să nu? Dar cum să spun, fără singularitate... Există anumite... Nu ai curajul să trăiești. Nu, nu, nu. Nu poți. Dacă nu te consideri cumva mai special, mai ales că merită să trăiești și să spui, da, ceva. Exact. Mai ales în profesiile astea artistice, în care nu-ți dă nimeni o schemă de funcționare, în care tu trebuie să-ți creezi propriul program care e numai din tine. Și asta e singularitatea, că dacă reușești, programul e numai al tău și altul nu poate să-l preia. Sigur că da, singurătatea e bună și ea, dar are componenta asta puțin, cum să zic, distructivă, dacă vrei, și pentru vine pe neașteptate, poate la persoane care nu o doresc. Pe când solitudinea ți-o alegi tu, iar singularitatea te naști. Da, e corect și vreau să spun că împărtășesc ideile dumneavoastră. Aș vrea să mai citim o poezie. Da, ia să vedem ce vine, că vedeți, asta e destin. Vine, uite, să citesc întâi un înger. Îngerul pășea pe aer contur de spini și pletele-i cădeau pe spate în transparent. Șuvița albă se întindea un acoperământ și îngerul intra în nori ca într-un mormânt și nici cu spada, nici cu flori nu se dezvăluia. Contur de spini pe norii albi el cobora, în întuneric raza lui îl conducea. O navă cu care norii îi tăia sub pavăza grozavă, la care se înspăimântau și moarte și viață, și soarele și luna, care prindea obraz de ceață. Vă identificați cu o asemenea făptură? Nu, n-am această... Da? Această făptură mă însoțește pe mine. Sau pur și simplu e o observație exterioară a unei posibile... Nu, e îngerul meu care mă... secondează. E îngerul meu păzitor care este în spate cu un pas și mă... Dar el arată așa, îngerul meu. Așa îl percep eu. Pentru că îngerii nu... Eu nu cred și nici nu trebuie simplificați. Mai ales că nu-i putem vedea, nu-i putem... Mai degrabă vezi o icoană cu sfinți decât să vezi un înger. Și atunci îngerul te conduce într-o măsură uluitoare la care tu nici nu te gândești. Eu îl văd pe îngerul acesta așa. El este
pe lângă mine nu e de dublat. Eu nu pot să-mi permit să am un rol atât de important cum are îngerul acesta. În ce relație vă aflați cu dumnezeirea? Nu cu Dumnezeu, cu dumnezeirea. Aș spune cu un termen foarte materialist, dacă vezi, foarte așa, de subordonare. Dar nu, cum să spun, subordonare, nu aceea mecanică care se întâmplă de multe ori, ci pur și simplu percepând-o încă de foarte mică, eram de câțiva anișori când am simțit, fără să știu exact ce este, această dumnezeire, am simțit-o ca pe ceva de neocolit și care te veghează, te conduce și te îndreaptă și de care, dacă asculți, nu ai cum să greșești. Doamna Diaconescu, la un moment dat, într-o poezie de-a dumneavoastră, există o expresie care m-a tulburat. Și anume, dumneavoastră spuneți, n-avem timp de adâncimi. Da. Și de meditație. Da. Dar nu e o recunoaștere a unei situații, a unei stări, a unei situații în care, grăbiți fiind de... Nu. E o constatare. Nu e. Știți, eu m-am exprimat aici impersonal. Eu mă refer la steala de lucruri actuală. Pentru că, dacă vedeți, așa e. Lumea e evoluția grăbită. Lumii. E involuție, grăbită, da, nu grăbită, știu. Da. Da, deci când spun n-avem, nu mă refer la mine, la noi, la așa. Este o expresie impersonală, pentru că dacă spun nu aveți, înseamnă să jignesc și nu vreau. Dar constatarea e așa, cum se vede. N-am timp să citesc, dar mă uit și mă joc jocuri pe calculator. Și stai 2 ore și joci jocuri pe calculator, pe când o carte... Și rămâi cu nimic. Și rămâi cu nimic. Da. Da, sigur că nu. Da. Vorbiți undeva, tot în poemele dumneavoastră, despre suportul acesta vital, hai să spunem, entuziasmul și pofta de viață. Da. Da. Și sintetizați într-un fel foarte interesant, vorbiți despre seva arterială. Da, da. Să vă spun că încă la asta chiar nu m-a întrebat nimeni niciodată și vă răspund așa. Eu, în poeziile mele, în gândirea mea poetică, m-am referit și la făptura din carne, oase și sânge a omului, da, care nu da. E așa ca și cum ar fi o păpușă de lemn. Că fiecare componentă care înseamnă viață este un mister. Da. E susținută și e un mister. Iar sângele însuși, sângele, care este și motivul lui Isus, nu? Cupa, da, graal, așa care, graalul, sângele, după părerea mea, e o componentă, mă rog, să zice fizic, da? Nu e adevărat. E o componentă, e un lichid misterios, este o esență a vieții, pentru că dacă golești un corp de sânge, nu mai funcționează. Da. Deci, este seva, cum este seva din arbori, că arborele se usucă, dacă nu se înverzesc frunzele, numai prin seva care circulă în tulpină și în ramuri. Așa și sângele este seva care ne dă viață și care sunt sigură că sângele ne dă și percepția vieții, percepția noastră asupra vieții. Dacă suntem pozitivi și optimiști și dorim cu plus, vedem mereu cu plus înainte orice s-ar întâmpla, atunci avem un sânge bun. Dacă oamenii mai bolnăvicioși au un sânge mai, nu? Sunteți, iertați-mă, poate spun prostii că sunteți medic. Nu. Și au un sânge și atunci sunt mai mai temători de viață, mai pesimiști. Vai, abia aștept să mor sau vai, da, am să mor, aoleu, nu știu cum. Deci este problema sângelui. Eu spun că viața se fără sânge, mai ales și la cantitatea pe care o avem în corp,
se datorează sevei. Da, și fără sevă degeaba. Nici nu avem suflet. Nici nu avem anima. Anima, sufletul nu-l avem fără sânge. Doamna Diaconescu, v-aș invita acum să trecem puțin și la o altă chestiune mai generală. Da, cu plăcere. Faceți parte dintr-o echipă care studiază arhivele securității. Da. Și cred că trebuie remarcată și această activitate, pentru că a avut drept consecință câteva cărți clarificatoare în legătură cu niște personalități literare și culturale din România. Și aș vrea să vă pun o problemă care s-a discutat în literatura noastră și chiar și în raport cu cei din afară, care și aceia au suferit și s-au preocupat de, de libertatea omului de cultură, a literatului și așa mai departe. Dar este vorba despre faptul că a apărut în presă expresia de Siberie culturală. În ce măsură ceea ce dumneavoastră a trăit confirmă sau infirmă această stare a culturii românești? Da, da, da. Acum, vedeți că e foarte ciudat, e un fel de telepatie, îmi puneți niște întrebări la care temele astea le tot gândeam în ultimele zile, așa. Nu, v-am citit CV-ul cu atenție. Da, da, da. Am văzut că lucrați în diverse domenii, vă preocupă în diverse domenii și mi-am organizat puțin. Ei, nu, dar ce mă întrebați acum de pildă? Mă gândeam așa, că vă răspund. Hai să luăm, mă rog, prima dictatură a lui Gheorghiu Dej. Acolo spui, vai ce, era mult mai așa, că era influența sovietică și programul nu știu cum. Sigur că a fost, pe urmă, perioada aia proletcultistă în care nu se putea scrie decât într-un fel, dar în 1956 a fost congresul al doilea al scriitorilor, în care s-au spus în congres, în fața lui Beniuc, care era cu Moscova culturală pe vremea aia, niște lucruri uluitoare. Eu le-am citit în arhivă, că dacă nu le citeam, nu mai spuneam. S-a spus cu subiect și predicat atunci că scriitorul trebuie să fie liber pentru a gândi și a-și începe opera nu în funcție de politic și de partinic și de ce... Ori Beniuc tocmai discursul ăsta îl ținuse pentru că primise de la Moscova. Da, ei, problema care se pune este că dacă discursul ăsta a fost așa și erau foarte multe lucrări de natura asta, au fost în egală măsură și lucrări libere de acest subiect și gândiri libere de acest subiect, fără să se întâmple nimic. Deci a fost cam, n-a fost chiar Siberie. Pentru că dacă erai Siberie culturală, îngheța tot. Dar au ieșit din Siberia asta, ca să zicem așa în ghilimele, a ieșit Blaga, a fost publicat în 62. A ieșit Blaga, a ieșit Ion Barbu, au ieșit poeții șaizeciști, Blandiana, Melinescu, Stănescu, ăștia care numai pe linie nu erau, dar exact înainte de 65, înainte de prima dictatură comunistă. Da. Deci s-a mai putut, deci a fost așa, momentul Blaga a dat mult curaj, deși Blaga însuși era băgat într-o copcă de gheață, dar n-au îndrăznit niciodată să-l aresteze. Deși spunea, traduce literatură și filozofie germană și nu știu ce. Nu i-au făcut, decât l-au scos de la catedră, l-au făcut, dar nu l-au arestat. Am să vă povestesc un lucru și vă rog să continuați. Deci, eram elev în clasa a 10-a, când profesorul de limba română a zis, scoateți cărțile de literatură pe masă. Am scos toți, că fiecare avea cartea lui. Da. Deschideți la pagina X și vreau să vă spun că am primit ordin ca pagina aceasta și aceasta să le rupem, să le scoatem, să le aruncăm. Considerați că le-ați rupt și închideți cartea.
Da, e, vedeți, eu ce vă spun și asta? Un profesor extraordinar, cu o viziune și cu un curaj totodată. Eu da? Vă spun, și da. Sigur n-a fost chiar... Era vorba despre Blaga. Blaga. Acolo. Era da. Vorba, trebuia ruptă pagina. Blaga, da, Blaga că era... Că se strecurase da, da, într-o da, carte da. De literatură. Da. Da. E, asta vă spun, asta nu înseamnă Siberie. Dacă cineva putea să-și permită și era, erau supravegheați și nu s-a întâmplat... eu știu ce nenorocire, înseamnă că nu a fost chiar Siberie, dar datorită atitudinii scriitorilor. Au fost niște constrângeri. Sigur că au fost. Dar spintele libere, da. Dorința de... Nu, au fost constrângeri îngrozitoare, au fost arestări, au fost artiștii, de la artiștii lirici, artiștii dramatici, scriitori, pictori, asta, dar lucrarea artistică, ca să zic așa, a scăpat și neîngrădită. Da, asta eu vreau da. Să spun. Eu cred în puterea, nu neapărat a omului de artă, ci a artei însuși. Cum zic eu, e alter ego ăsta al nostru care nu ne lasă să ne prăbușim în noroi. Da. Nu mai zic că după tezele din iulie ale lui Ceaușescu, ca să revedem, după 71 a apărut editura Cartea Românească, care da. A fost o editură occidentală. Sigur că Preda, bietul de el, a avut niște probleme îngrozitoare, dar el a repus pe tapet marile traduceri ale din literatura universală, a scos generația de mari prozatori, care era Sorin Titel, Constantin Stoiciu, chiar pe Breban l-a publicat cu prima carte după ce l-a fugit și a venit proscris de acolo. El i-a publicat Îngerul de Gips. Iată, exact după tezele din iulie, când erau niște interdicții clare și când el era chemat în fiecare zi la Comitetul Central. Dar nu numai el era așa. Fiecare avea o componentă, chiar cel mai oportunist, în care putea să aibă o editură unde, sigur că cu greu, după 2-3 ani, putea să publice o carte adevărată. Sigur că nu e foarte de cel mai mare folos asta, dar asta nu înseamnă Siberie culturală. Da. Siberie înseamnă înghețare totală. Sigur, sigur. Știți când a fost, dar a venit repede 89, anul 88, 87-88, anii ăia erau îngrozitori. Iar replica oamenilor de cultură a venit imediat la această expresie Siberie culturală, nu, rezistență prin da, cultură. Da, 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 unii zica ce rezistență. S-au creat opere și în poezie și în proză. Sigur. Și, iată, poezia admasă, nu e vorba de partid, nu e vorba de nimic, nici de Secere și Ciocan. Au apărut da? Chiar cu cenzura atunci, în anii, au apărut niște cărți de stau uneori că le am. Eu am o bibliotecă. Chiar Principele lui. Principele și nu da. Numai, dar au apărut cărți Augustin Buzura, Fețele Tăcerii. Da. Eu până azi mă gândesc cum de nu l-au arestat și pe el și pe redactorul cărții. Și cartea a făcut senzație și a făcut și film și nu știu ce. Deci Mărgineanu a făcut un film extraordinar după Fețele Tăcerii. Eu știți ce cred, doamna? Cum? Doamna Diaconescu? Da, ce? Eu cred că până la urmă și conducerea aceea da, așa e, știu ce vreau s-a lăsat convinsă de da. Niște adevăruri pe care nu îndrăznea, nu spun că erau niște îngerași. Nu, nu, nu. Dar s-au lăsat convinși de niște adevăruri pe care nu le puteau lăsa libere pe piață din cauza ambianței, din cauza presiunii moscovite. Nu, da, din cauza... era e, dar mai e ceva. A avut foarte mare rol cenzura, prima formulă de cenzori care au închis ochii. A doua formulă de după 80 n-au mai fost așa de colaboratori, însă cenzorii din până în 80, eu știu de cărțile mele cum au scăpat, s-au făcut că nu văd, nu, a trebuit, mă rog, unele titluri, la Mircea Sântimbreanu era editor și era, hai să schimbăm titlul, hai, dacă vrei, hai schimbăm, dar nu se întâmpla nimic cu nicio carte. Da. După 80 n-ai mai putut și mai ales în ultimii 2 ani dinainte de Revoluție a fost într-adevăr, atunci a fost o mică Siberie. La radio erau numai emisiuni dintre astea, cărți nu te mai... Eu din 86, 87 n-am mai putut să public pentru că îmi cereau...
La Cartea Românească, ultima mea carte, în 87, scoasă cu Gabriela Adameșteanu, care era redactor acolo. După aia n-am putut, că nu puteam să scriu ceea ce vroiau ei. Și dacă nu era 89, nu știu cum stăteam acum. Hai să ne oprim puțin la unul din cazurile pe care dumneavoastră le-ați tratat foarte serios, da. La Marin Preda. Da, la Preda a fost o tragedie. Dar nu se... Credeți că moartea lui Preda a fost cumva programată, așa cum se vorbește și de moartea lui Labiș, care ar fi fost programată? Nu, niciuna, nici alta. Părerea mea, după ce am citit și după logica lucrurilor, a fost așa. În primul rând, să știți că, hai să o luăm cu cei mai puțini, ce documente mai puține și episodul, dacă vreți, mai scurt. Labiș, lui Labiș nu trebuia să-i facă nimeni nimic, pentru că el era deja în tramvai. Dacă i-ar fi făcut, era cu un prieten scriitor care era informator și nu avea nevoie să-l arunce sub tramvai ca să nu știu ce. Am înțeles că mai era acolo și o doamnă. Mai era o doamnă. Era cu gradul de major, dacă nu mă... Doamna aceea, aici e întrebarea mea, doamna aia chiar avea rolul să-l arunce? Putea, știți cum e, acolo e un cot. Dar doamna aceea i-a fost servită cumva... Da. I-a sigur că da, episodul e real. Da, da. Dar nu se știe că el nu a spus. Pentru o relație intimă, ca să-l poată stăpâni. Da, el, știți că el a mai trăit două zile și... Totuși diabolice metodele, doamna Iaconescu. Nu, stați să vă spun de ce, nu știu. Nu, eu până nu mă conving, nu, eu sunt Toma necredinciosul. Labiș a mai trăit două zile, după care a murit. În alea două zile au venit la căpătul lui prieten. Și au vorbit cu el și l-au întrebat: dragă, cine? El n-a vrut să spună. Deci nici de doamna asta a întrebat-o, n-a vrut să spună. S-ar putea să fi fost Oria, ori celălalt. Să-i dea un Andrițoiu, mic... Andrițoiu parcă era, nu? Nu, Andrițoiu și mai era Aurel Covaci. Dar era foarte simplu la cote, cum era el așa, să-i dea un brânz să cadă la unde întorcea tramvaiul. E, dar nu era obligatoriu să cadă tramvaiul peste tine, că poți să cazi fără să te calce tramvaiul. Da, da. Da? A fost, deci, aruncat când trebuie. Da, e, ori o ambiguitate, ori o realitate, nu poți să faci. La Preda, da, însă, nu. Am să vă spun așa, ei îl cunoșteau foarte bine, securitatea cunoștea foarte bine psihicul fiecărui scriitor important urmărit. Preda era fricos. De pildă, eu îmi spunea mie: dragă, îmi dau telefoane și îmi spun: vei muri și tu și familia ta. Zic: dragă, și eu primesc telefoane astea și m-am prăpădit de râs. Zic: dar cum voi muri? Când am spus când voi muri, au încetat. Că mi-au dat multe, dar sunat telefonul, dar la el, așa, cum am aflat? Că m-am dus la procuratură și am reclamat. Zic: domne, unul îmi dă telefon și șoptește: vei muri. Zice: și domnul Preda a venit foarte speriat că șoptește cineva: vei muri și tu și familia ta. Numai că eu n-am crezut, iar el a crezut și s-a îmbolnăvit, s-a speriat, n-a mai mâncat, nu mai alerga toată ziua cu taxiul prin oraș în ultima fază. Și practic, nu i-a dat nimeni cu ceva în cap. El a murit ca un pui de găină. Da, da. Efectiv, asfixiat, dar mie mi-a povestit doctorul Tănăsescu cum, și nu pot să convin că nu scrie. Deci atunci mi-a spus un doctor de la Salvare, care era și scriitor, zice: măi, Ionico, am intrat în cameră, zice, m-a mirat că era ușa deschisă. Și Preda era, deci, patul lui, și el era cu spatele la ușă, așezat pe pat așa, cu haina pe umeri, fiindcă era frig. Și m-am dus spre el, am pus mâna pe umărul lui și am spus: moșer, hai că plecăm la Vocșani. Și în momentul în care i-am pus mâna pe umeri, el s-a prăbușit, era mort. Deci, da, nu e așa cum s-a povestit, că nu știu ce. S-a necat, da, 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 cumva, s-a necat și fiind băut, da, da, băut, lui trebuia o linguriță. Da, da, da. Deci el a murit de frică. Eu am și spus, el a slăbit, s-a îmbolnăvit, era obsedat că îl urmăresc, că îl calcă cu mașina, că îi amenință nu știu ce, și a murit de frică. Asta e părerea mea. Să-i dea în cap cineva, nu, nici nu era nevoie. Doamna Diaconescu, timpul nostru a expirat și îmi pare atât de rău. Normal. N-aș vrea să terminăm discuția noastră sub această nefericită presiune a celor două degese, a lui Labiș și a lui Preda,
Și din motivul acesta aș vrea să reamintim telespectatorilor că ne aflăm aici împreună cu Ioana Diaconescu, care este, iată, laureată a premiului Convorbiri literare. Opera Omnia. Și v-aș ruga să acceptați, stimați telespectatori, ca în încheiere, doamna Diaconescu să mai citească o poezie și apoi să ne luăm la revedere de la această minunată doamnă cu care am purtat astăzi un dialog extrem de interesant, neașteptat. Cu plăcere, domnul profesor, și vă mulțumesc foarte mult pentru invitația de a mai citi poezie. Încă o moarte. În piele de leu să te îmbraci, tu umbra mea, și nimic din fiara din tine să nu mai străbată colții sălbatici pentru a mă prinde în trup. Să pară un rege al junglei de o frumusețe perfectă această piele de leu în care crește sufletul, umbra mea ce-mi face contur ca un jurământ de credință. Prin coșul pieptului pâlpâie inima roșie, luminată de mii de raze, sorbindu-mi viața, culcând la pământ rămășițe de tină și oase de crengi, înțepându-mi obrajii. Vă mulțumesc pentru acest cadou pe care îl faceți telespectatorilor. Și eu vă mulțumesc. Aș încheia aici emisiunea. Mi-a făcut mare plăcere să vă avem musafiră invitată în televiziunea Apolonia. Bucuroasă. Și trebuia să mai constatăm încă ceva, că în poeziile dumneavoastră există o remanență tristă, o tristețe, un fel, nu nostalgie, chiar tristețe. Da. Și aș încheia cu un vers care mi-a plăcut foarte mult, să încheiem această emisiune. Cai abstracți, cai triști ce ard în hamuri. Ei, vedeți? O minunată metaforă, da. Da, totuși e o contradicție, cai care sunt în hamuri, dar sunt triști. Sunt triști. Și totuși ard în hamuri. Ard în hamuri. Da. E așa. Da. E. Mulțumesc foarte și mult, vă mulțumesc și dumneavoastră. Vă așteptăm și altă dată. Mulțumesc foarte mult.